Carambol mortal pe o șosea din Bihor. Doi bărbați au murit în urma unui accident în care au fost implicate patru mașini. Nenorocirea s-a produs după ce un șofer ar fi depășit neregulamentar în condiții de ceață și vizibilitate redusă. Colegul nostru, Alex Prunean, vine chiar acum cu mai multe detalii. Alex, bun găsit! Ascultăm! Bine am găsit! Accidentul a avut loc în această dimineață în jurul orei 7 și 20 de minute în apropierea localității Pocola din județul Bihor. În evenimentul rutier au fost implicate patru autoturisme, dar două dintre ele care s-au izbit frontal au fost distruse aproape în totalitate. Echipajele de intervenție ajunse de urgență la fața locului au găsit doi răniți în stare extrem de gravă, șoferii celor două mașini, ambii aflați în stop cardiorespirator. Unul dintre ei era încarcerat într-un autoturism, iar al doilea a proiectat în afara mașinii. Au fost aplicate manevre de suscitare zeci de minute, dar din nefericire nu au mai putut fi salvați. Polițiștii de la rutier au deschis o anchetă și încearcă să afle acum dinamica producerii accidentului. Din primele date a fost vorba despre o depășire neregulamentară a unuia dintre șoferii care a decedat în vârstă de 57 de ani. În momentul producerea accidentului era o ceată extrem de densă, iar polițiștii iau în calcul inclusiv faptul că din cauza vizibilității reduse, șoferul care a pătruns pe contrasens să nu fi văzut celălalt autoturism.